Prima reținere în cazul mâinii, găsită într-o pădure din Argeș în luna decembrie anului trecut. Autoritățile l-au reținut pe fiul victimei, pe care îl suspectează că și-ar fi sugrumat tatăl și după aceea ar fi scăpat de cadavru. Mariana Zaharia are detalii despre acest subiect. Bun găsit, Mariana! Am găsit, procurorii din Brașov trebuie să afle acum ce s-a întâmplat între cei doi, tată și fiu. Tânărul în vârstă de 25 de ani a stat de mai multe ori de vorbă cu anchetatorii. Prima dată l-au vizitat polițiștii atunci când, pe baza amprentelor de la mâna descoperită în Dragoslavele, Argeș, l-au identificat pe tatăl lui, un bărbat în vârstă de 53 de ani. Tânărul le-a spus că nu știe nimic de părintele lui și că oricum relațiile dintre ei erau reci, după ce tatăl ar fi fost condamnat de mai multe ori la închisoare. Le-a spus că nu a mai vorbit de ani de zile cu el. Pe data de 26, ieri, anchetatorii l-au chemat din nou să stea de vorbă, iar după audiere l-au anunțat că va fi reținut pentru omor. Mai sunt și alte persoane pe care anchetatorii vor să le aducă în fața lor. Există chiar și posibilitatea ca cineva să fi știut de fapta tânărului. Fragmentul uman a fost descoperit în Dragoslavele, Argeș, pe 8 decembrie. Atunci o persoană a sunat la 112 și a spus că a găsit o mână pe drum, o mână ce pare să aibă urme de mușcătură. Dosarul deschis inițial pe ucidere din culpă, pentru că se suspecta că ar fi fost vorba despre o persoană ucisă de animale, a fost schimbat după adunarea mai multor probe într-unul de omor. Acum anchetatorii au pus lucrurile cap la cap și au ajuns la concluzia că tânărul poate fi suspectat de faptul că și-a ucis tatăl.